Hristos a înviat! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cine a păcătuit acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iubiți credincioși, iată-ne din nou în Duminica Orbului. Era să zic așa, să mă ia farul, iată din nou în fața urnelor. Nu. Iată-ne în fața Duminicii Orbului cu o provocare extraordinară. Noi știam că cei pe care Mântuitorul i-a vindecat au fost mai înainte de toate întrebați dacă vor să se facă sănătoși. Singurul pe care Mântuitorul nu l-a întrebat dacă vrea să se facă sănătos a fost un orb din naștere. Doar ce vă spuneam acum două săptămâni despre o altă vindecare și, într-adevăr, Mântuitorul întâi întreba dacă vrea să se facă sănătos. Și, la rândul meu, constatând că nu există această întrebare în duminica de astăzi, m-am întrebat eu, dar de ce nu l-a întrebat pe bietul om? Și răspunsul ne-a venit din partea Mântuitorului, dar ne-a venit un răspuns așa de amplu încât trebuie să vi-l spun. Știți acum despre orbul din naștere, cum că era la poarta cetății și l-a văzut Mântuitorul și ucenicii l-au întrebat, știind probabil că era un personaj cunoscut, l-au întrebat cine a păcătuit acesta sau părinții lui de s-a născut așa. Și el a spus Mântuitorul, nici acesta n-a păcătuit nici părinții lui, ci s-a născut așa pentru ca prin el să se slăvească numele lui Dumnezeu. Și făcând tină, l-a uns la ochi și a zis să se ducă la scăldătoarea Siloamului, care în evreiește se numește Trimis. Și când, după ce s-a spălat, a văzut. Dar n-a văzut numai el că vede. L-au văzut ceilalți că vede și l-au văzut fariseii. Și au început să-l interogheze. Tu ești sau e altul? Tu chiar n-ai văzut înainte și vezi acum? Dar cine ți-a deschis ochii? Toată această întrebare, toată această anchetă s-a pornit datorită faptului că se întâmplase într-o zi de sâmbătă. Și spuneau, cine te-a vindecat? Pe tine nu este omul lui Dumnezeu pentru că te-a vindecat sâmbăta. Și el le-a spus foarte franc, zice, eu că este păcătos nu știu, că e omul lui Dumnezeu nu știu, eu una știu, că nu vedeam și acum văd. Au întrebat atunci pe părinți. Acesta este fiul vostru. Da, acesta este. Despre care ziceți că s-a născut orb? Da, așa este. Dar restul întrebați-l pe el că este în vârstă și vă poate răspunde singur. Probabil că presiunile erau așa de mari încât au vrut oamenii să treacă, să zicem așa, ca să traducem și noi în zilele noastre, să treacă din calitatea de inculpat la calitatea de martor. Și au zis, întrebați-l pe el, noi vă dăm mărturie că el este, dar nu ne faceți pe noi părtași unui lucru pe care nu putem să-l mai apărăm altfel. Și s-au dus din nou farisei și l-au întrebat, tu ce zici despre acesta? Și le-a spus din nou, el m-a vindecat, nu știu despre el decât atât, că eu nu vedeam și acum văd. Și când au văzut că insistă, dacă s-a născut orb, dacă a văzut înainte sau nu, a zis, da, de ce mă întrebați atâtea? Cumva vreți să vă faceți și vă ucenicii lui? Ei, atunci fariseii s-au simțit puțin lezați și au zis, tu ești un păcătos, te-ai născut așa și așa o să mori și l-au dat afară. Că l-au dat afară n-a fost mare lucru, dar s-a întâlnit cu Mântuitorul și Mântuitorul a zis, crezi tu în Dumnezeu? Și acesta a zis, da, Doamne, zi-mi cine e și cred în el. Zice, cel care vorbește cu tine. Și a zis, da, Doamne, cred, ajută-mi. Iubiți credincioși, cam acesta este în mare episodul orbului din naștere. Nu vreau să insist asupra a ceea ce s-a întâmplat pe acolo, nu vreau să tăiem firul în patru, să vă zic pe unde se aflau și de câte ori l-au întrebat fariseii, de câte ori l-au amenințat pe el și pe părinți că o să-i dea afară din sinagogă și așa mai departe, ci pur și simplu trebuie să răspundem întâi la întrebarea pe care mi-am adresat-o eu. De ce nu l-a întrebat Mântuitorul dacă vrea să se facă sănătos? Păi, fraților, singura diferență între el
și ceilalți pe care i-a vindecat era aceasta, că nu păcătuise nimeni, nici el, nici părinții, și el se născuse tocmai ca să vadă oamenii vindecarea. Aici este cheia și acum vreau să vă vorbesc despre a vedea și a nu vedea, ce trebuie să vedem și ce nu trebuie să vedem, când trebuie să deschidem ochii și când trebuie să închidem. Iubiți credincioși, ca să mă înțelegeți mai bine, se spune că odată un stareț avea foarte mulți ucenici la care ținea. Ținea la fel cum ținea Mântuitorul la cei 12 apostoli, dar unul îi căzuse mai cu drag că era mai ascultător. Și într-una din zile, acela cel mai ascultător a făcut o boacănă așa de mare încât toți așteptau acum, probabil că frecându-și mâinile, să vadă ce măsură o să ia starețul. Ei bine, după o săptămână, starețul nu luase nicio măsură. Ei nu puteau să doarmă, să făcută liniștii, să vedem ce măsură ia starețul. Și l-au chemat: părinte, stai, nu te supăra pe noi, noi suntem niște ucenici pe care ne iubești, credem noi, la fel cum îl iubești și pe fratele care a greșit foarte tare. Și noi ne întrebăm așa, de ce nu luați nicio măsură, măcar pedagogic, așa ca să știm și noi ce ne așteaptă dacă greșim, mă rog. Toată pledoaria. Și starețul s-a făcut în aude. La un moment dat, unul dintre ei, probabil că și împărțiseră rolul, cum sunt avocații acuzării, și unul a zis, zice, părinte stareț, nu vă supărați, asta nu de asta ne-a dat Dumnezeu ochi? Adică să vedem ce a făcut fratele. Zice, da, frate, dar Dumnezeu, tot Dumnezeu, dar și pleoape. Ei, așa trebuie să facem și noi. Sunt anumite lucruri pe care trebuie să le vedem, altele pe care nu trebuie să le vedem, adică nu vrem să le vedem sau nu le băgăm în seamă, pentru că dacă mergem pe logica aceasta a cauzei și a efectului, s-ar putea să ne ocupăm mai de cauze și de efect, să nu ne bucurăm nici de cauze, nici de efect. Ca să înțelegem și mai tare lucrurile și în ce societate trăim, am să vă spun un lucru foarte interesant, dar să știți că am să vă spun exact cum este scris, pentru că e posibil să fiu chemat să dau mărturie și mă duc cu cartea ca să le arăt de unde am citit. Într-o zi, în urma unui accident de circulație, primarul, așa scrie acum, spun eu, pe cuvânt, vă aduc cartea. Primarul unei localități este accidentat grav. Bă, nici una, nici două operații multe la ambele picioare. Și după câteva luni de zile a început cumva să meargă. Dar nu putea să meargă decât cu ajutorul unor cârje. Și mergea cu cârjele după un an, doi. A început lumea să-l vadă numai în cârje, bineînțeles, își vedea de primăria lui, toate mergeau strună. Se ducea și pe la școală, pe la copii, pe la, probabil că cu 1 iunie, cu început de școală, cu nu știu ce, cu 15 septembrie. La un moment dat, au început cei de la școală să creadă că o imagine a unui om de succes este legată neapărat de prezența unor cârje. Și a început directorul școlii să meargă și el în cârje. După vreo 2-3 ani a început să implementeze, ca să spunem așa, în programă o oră la disciplina mersul în cârje, viitor și aspirații. Și încet, încet, după 4 generații, n-am zis mandate, 4 generații, toți din acea localitate mergeau în cârje. Da, toți. Și au mai mers și ce au mers în cârje, până la urmă un tânăr a zis așa, băi, fraților, nu se mai poate. Dumnezeu ne-a dat picioare, noi ne batem joc. Cum adică să mergem în cârje? Și cum să facem? Zice, uite, mâine la ora 10 ne adunăm în piață. S-au adunat toți în piață, toată suflarea, ca să vă arăt că omul trebuie să meargă pe picioarele lui. Și s-a făcut loc și în mijlocul pieței era așteptat. A mers cu cârjele până în mijlocul pieții, a aruncat cârjele, a făcut un pas și a căzut. Din acel moment, lumea a crezut că nu se mai poate merge decât cu cârje, pentru că nici el nu putea să facă lucrul acesta. Iubiți credincioși, de ce v-am zis toată povestea asta? În afară de ceea ce vă gândiți dumneavoastră, vă spun eu de ce. Trăim într-o societate în care trebuie să fim foarte atenți la modelele pe care ni le alegem. Ochii sunt doi și văd și binele și răul. Vedeți, simțurile noastre sunt dublate. Și bineînțeles, dacă ne gândim la câte ciupercuțe avem pe limbă, vă imaginați că gustul este foarte, foarte amplu multiplicat.
un singur organ al omului nu este multiplicat și aceea este limba cu care trebuie să vorbim, numai ceea ce este da, da, ceea ce este nu, nu. Vă să zic că avem doi ochi, înseamnă că vedem și binele și răul, vedem și poteca la stânga sau la dreapta. Trebuie să știm însă în ce parte mergem, în ce direcție mergem, după cine mergem, pe cine credităm și mai ales dacă merită să facem lucrul acesta. Foarte important este cum folosim noi vederea, că de aici am pornit, astăzi e Duminica Orbului, cred că nu vă așteptați la mine să vă povestesc de 13 ori ce s-a întâmplat orbul din naștere. Nu, eu vă povestesc lucruri din momentul acesta. Este foarte important să știm cum vedem pe celălalt. Se spune că odată un slujitor, foarte, foarte iubit de credincioși, a trebuit cu timpul, îmbătrânind, să iasă la pensie și să lase loc culmea fiului său. Pentru că la rândul său și el luase locul tatălui său, care luase locul bunicului său și așa mai departe. Nu că se transmitea așa ca o dinastie, dar pur și simplu lumea îi aprecia. Dar acum îl apreciau pe cel mic foarte tare, pentru că toți spuneau cât de diferit este el față de toți cei care propovăduiseră cuvântul înaintea lui. Și la prima predică a tânărului care luase locul tatălui și stând pe osemintele bunicilor, a spus: pentru ce mă apreciați? Și au spus: pentru că ești foarte diferit. Zice: nu, eu nu sunt diferit. Eu sunt asemenea tatălui meu. Nu e adevărat, a zis lumea, noi am constatat că ești foarte diferit. De ce? Pentru că faci lucrurile diferit. Zice: da, la fel a făcut și tata toată viața. Tot timpul a făcut lucruri diferite față de alții. Așadar, suntem asemenea, chiar aș putea să spun, identici. Vă să zic că atunci când vedem două persoane, trebuie să știm la ce calități ne oprim. Să vedem cât sunt de diferiți sau cât sunt de asemănători. Cât pot să facă lucrurile la fel, dar dacă apreciem că fac lucrurile la fel, dar în moduri diferite, este altceva. Iubiți credincioși, a vedea drumul înainte nu trebuie neapărat să distingem cu ochii. Eu am văzut foarte mulți miopi care nu vedeau mai nimic și totuși mergeau drept. Acum și cu miopia, să știți că e o problemă. De exemplu, s-a dus unul săracul la doctor și doctorul i-a arătat niște litere acolo. Zice: ce? Păi zice: citește-mi aici. Zice: nu știu. Păi cum adică nu știi? Nu știu să citesc. A, deci ești analfabet. La care bietul om zice: uite, nu era de ajuns că sunt miop, mai sunt și analfabet. Vedeți ce înseamnă să-l vezi pe om din diverse unghiuri. Ce este important pentru noi? Să știm direcția. Dacă, de exemplu, vrem să ajungem la București. Bă, fraților, până la București sunt niște intersecții. Nu poți să zici: eu merg drept și o iau în vestul țării, mă uit pe busolă și ajung la București. Nu. Trebuie să o luăm la stânga, la dreapta, așa e și cu vederea. Sunt anumite obstacole în fața noastră. Pe unele trebuie să le ocolim, pe altele să nu le băcăm în seamă. Să știm că trebuie să facem și la stânga și la dreapta și să știți că drumul, dacă este bine orientat și dacă îl urmărim cu ochii minții de data aceasta, cu siguranță că ajungem la destinație. Dacă nu, n-ajungem, chiar dacă mergem pe mare. Cine știe după ce val ne uităm și o luăm la stânga sau la dreapta înainte de vreme. Iubiți credincioși, darul cel mare al vederii, în afară de faptul că ne bucurăm de creația lui Dumnezeu, este acela de a ne vedea și pe noi. Primul lucru pe care l-a văzut orbul din naștere, care nu era vinovat nici el, pentru a cărei orbire nu erau vinovați părinții, cum ne-a zis și Mântuitorul, a fost chipul său oglindit în scăldătoarea Siloamului. Omul s-a văzut pe sine pentru prima dată și de aici noi trebuie să învățăm că, în primul rând, dacă vrem să vedem, trebuie să ne uităm la noi. Nu în sens egoist vă spun lucrul acesta, ci în sensul în care trebuie să ne cunoaștem pe noi, să ne oglindim în noi
și să ne întrebăm, am curaj să mă uit în ochii mei când fac un lucru sau altul? Și dacă am curaj să mă uit în ochii mei, cu siguranță că voi avea curaj să mă uit și în ochii altora și să știu că n-am mințit și că n-am avut intenții greșite față de nimeni. Și atunci înseamnă că văd. Până atunci, nu. Pentru că orbul din naștere, am constatat la el că nu a fost atât de entuziasmat că vede. Păi omul ăla nu știa ce înseamnă să vadă. Cum, de-adminteri, vă aduceți aminte de cel din tren, era o zi superbă cum este aceasta, veneau cu trenul. Și în compartimentul ăla de 8 persoane, toată lumea era entuziasmată, că erau tot așa după niște ploi ca astea, dar unul dintre ei stătea numai pe geam și vai de mine ce frumos! Vai, de unde e nemaipomenit, ăștia săraci, după, întorci, reflex, capul să vezi, bă, o fi apărut ceva mai minunat decât am văzut eu. Bă, au văzut eu odată o vacă păscând, odată un iepuraș, odată o pădure. Au văzut, dar până la urmă trecuse jumătate de oră din călătorie, să nu, ia uite ce frumos, aoleu, ce frumos, aoleu. Și unul dintre ei zice, nu te supăra, dar deja ne-ai obosit. Păi cu ce? Zice, păi frumos, frumos, vedeți noi că e frumos, dar chiar așa, fiecare lucru, a, zice, mă iertați, mă iertați, mă iertați. Zice, eu am fost orb până azi dimineață când am ieșit din operație și acum văd prima dată. Vedeți că s-ar putea să fie în lume lucruri pe care numai cineva care a fost înainte orb poate să le vadă. Și acum am ajuns la subiectul meu preferat. Săptămâna oarbă. Săptămâna oarbă. Când nu vezi nimic din neputințele celuilalt, când nu vezi scorpia din ceea ce zice mama soacră, când nu vezi nicio intenție greșită, când nu vezi răutate, când nu vezi decât bucurie, aia e săptămâna oarbă, cea mai frumoasă și luminoasă săptămână din viața unui om. E posibil ca prin rugăciune aprinsă săptămâna aia să dureze toată viața, dar trebuie rugăciune puternică. Adică, momentul acela în care nu te interesează ce văd alții, ci numai frumusețea din celălalt. Și încet, încet, această frumusețe trebuie să îți vindece ochii de ceea ce n-ai văzut până atunci. Asta este săptămâna oarbă, să știți, nu altceva. Bine, acum, această săptămână există spre disperarea soacrelor. Dar ea există și va exista până la sfârșitul veacurilor. Și acum ne punem și în locul soacrelor. Știți că trebuie neapărat să facem niște exerciții de mișcare, că am văzut niște fotografi pe aici, pe la niște nunți, care aveau în mână un cristal așa cu diverse unghiuri și îl puneau în dreptul obiectivului. Și m-am gândit, bă, ce faceți cu asta? Zice că lasă, părinte, că vă trimitem noi pe năzdrăvânia asta de Facebook, vă trimitem. Și am văzut niște poze, într-adevăr. Era numai jumate dintr-unul, era o jumătate biserică, un sfert dintr-o imagine. Și să știți că punea mintea la contribuție să vezi dincolo de ceea ce se vedea practic pe hârtia respectivă sau pe imagine respectivă. Așa este și cu respectiva săptămână. Trebuie să știi și din partea cealaltă, cam cum gândește soacra. Zice, bă, dar ăsta e orb. Toate zic așa. Bă, ăsta n-a văzut cu tare. Ce n-ai văzut, bre? Păi n-ai văzut cum se îmbracă? De ce mă uit cum se îmbracă? Păi n-ai văzut că te-ai uitat la ceas că întârzie și care e problema? Eu am răbdare suficientă. Încet, încet însă, trebuie să ne uităm așa și cu ochii soacrei. Știi, când te muți într-o casă, dacă vrei să găsești pe cele mai puțin bune și cele ascunse bine, zici, hai să dau o privire cu ochiul soacrei și să-l vezi pe al de Dorel cu mistria mână, cum începe să tremure, că știe că cu ochiul soacrei vezi tot. Ei, acum să ne uităm, să vindecăm și pe ele, că dacă toți suntem aici, să ne vindecăm unii pe alții. Bă, fraților, dacă copilul tău vede frumos, e ca cel din tren care zice, aulă, ce frumos, băi, mamă, da, mi-ai zis că e frumos, lasă-mă, pace. Păi da, dar poate nu ți-a intrat în cap, chiar e frumos. Și încet, încet, dacă îl iubim pe copil, cu siguranță că trebuie să iubim și ceea ce vede el. Și să începem să vedem prin ochiul altuia, pentru că acesta este următorul subiect. Cum vedem prin ochiul altuia? Cum vedem prin ochiul altuia, să știți că este un subiect foarte delicat. Adică să nu ne predăm pe mâna altuia, dar
putem, de exemplu, să ne bucurăm de ceea ce îți prezintă altcineva. Se spune că odată, într-un pat de spital, era unul care nu se putea mișca deloc și nu putea să privească pe fereastră. Și lângă el era cineva care putea să se miște. Și nu și-au spus ei cam care este problema cu ei, ce boli au și nu știu ce. Și la un moment dat ăsta care stătea numai într-o parte cu spatele la geam zice: băi, nu te supăra pe mine, văd că tu te poți mișca. Zice: zi și mie ce e pe afară. Bă, și începe ăsta să-i spună: vai de mine. Zice: a fost săptămâna trecută o ploaie. Zice: bă, acum e un soare. Și văd doi miei care se încură, văd doi copilași care se joacă, o minge roșie, cu o mamă și povestea. Vine seara, zice: mă, da, ziua următoare îmi mai spui? Da. Și a început ăsta iarăși. Acum e un răsărit de soare, este superb, e cu tare, cu verde, verdeață multă, cu pomi. Ia uite aici, a și lăstărit un copac, e nemaipomenit. A treia dimineață, liniște. Liniște. Bă, trezește nimic. A venit asistenta, l-a anunțat că prietenul lui, colegul de pat, a plecat la domnul. Zice: da, dar eu mă obișnuisem într-un fel în fiecare dimineață. Mă bucuram de ceea ce vedea el, că eu nu pot să văd, nu mă pot întoarce. Zice: și ce? Ce vă zicea? Zice: uitați-vă și dumneavoastră pe fereastra asta, din spatele meu, și spuneți-mi ca să-mi aduc aminte de el. Zice: în spatele dumitale a fost o fereastră care acum 10 ani de zile a fost zidită. N-aveți nicio fereastră în această cameră. Când dai din prea plinul tău, atunci poți să-l faci pe celălalt să vadă prin ochii tăi. Pentru că la sfârșit i-a spus: dar nu știai despre colegul tău că era orb? Iubiți credincioși, nu trebuie să vezi cu ochii aceștia cu care vedem noi lumina ca să poți să-i descrii frumusețea celui de lângă tine. Nu este neapărat să fie ziua ca să vă povestesc ceva ce mi s-a întâmplat când eram în copilărie, ci trebuie să fie lumină în capul meu, să fie în mintea mea dimineață ca să vă pot spune ce s-a întâmplat. Nu neapărat lumina zilei ne aduce bucuria privirii, ci bucuria faptului pe care l-ai trăit, bucuria dorinței de a face ceva în viața aceasta și de a prezenta lucruri frumoase cuiva. Acesta este mesajul duminicii de astăzi. De asta Mântuitorul nici măcar nu l-a întrebat dacă vrea să se facă sănătos. Pentru că nu era el de vină. Pentru că nici măcar nu știa omul acela că nu e sănătos. Fraților, vă imaginați că omul ăla nu știa că nu e sănătos. Dacă îi spuneau ceilalți: băi, e verde sau e alb, e noapte sau e zi, el avea de unde să știe lucrul acesta. Putea să-l întrebe Mântuitorul dacă vrea să facă sănătos, dacă el nici măcar nu știa că nu e sănătos și mai ales că îi ajungea ceea ce știa el despre viață. Poate că și noi suntem orbi de cele mai multe ori și, din păcate, nu în săptămâna oarbă. Suntem orbi și nu înțelegem ceea ce vedem sau nu vrem să vedem ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Important e ca măcar de astăzi încolo să ne uităm printre noi și să vedem frumusețea care există în celălalt, să vedem siloamul în care să ne scăldăm în ochii celuilalt, să ne vedem pe noi. În primul rând, când te uiți în ochii cuiva, trebuie să te vezi pe tine ca să vezi cu ce curaj te uiți în ochii lui și cu ce curaj îi spui lucruri frumoase. Dacă se întâmplă lucrul acesta, putem să mergem mai departe. Dacă nu, mai bine să ne lase Dumnezeu să nu ne mai întrebe dacă vrem să ne facem sănătoși. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amen.